Bună ziua, bine v-am găsit! Continuăm, suntem pe data de 27 aprilie și înainte de a începe ce vreau să zic, nu uitați să accesați acele link-uri care duc spre diferite magazine în... depinde ce doriți dumneavoastră să accesați, sunt tot felul de magazine acolo. Bun, dar ce vreau eu să vă arăt astăzi? Aici am o matcă carpatină, neagră, nu e neagră, carpatină, nu-s negre, carpatină, așa, și ea este o matcă de miere, îi zic eu că e de miere. Ea nu se dezvoltă ca cele pe care vi le-am arătat până acum la beca, fiindcă nu e beca, nici albina nu e roșcată, stați să vă arăt. Ea blochează cu miere, deci îi place foarte, foarte mult să aducă miere. Multă miere aduce, deci ea tot cuibul îl are cu mâncare, deci eu vă arăt aceste două rame. Și mă uitai prin cuib să văd dacă nu intră în friguri, fiindcă la un moment dat va intra dintr-o dată în frigurile roitului. Asta e prostia ei. Și aici este miere proaspătă, pe partea asta. Aici este miere mai veche și aici proaspătă. Și cuibul este plin cu miere, chiar blocat. Dar totuși ea nu se dezvoltă. Adică crește, dar nu într-o anumită viteză, să zic așa, n-are ea acea viteză ca cele roșcate, iată așa, își face coronițe, un pic de puiet face, un pic de puiet pe mijloc și aici totul cu miere. Bun, în această situație fac următorul lucru. Eu știu că ea, această colonie, îi place să crească foițe, crește foarte bine foițe, dar acum urgent are nevoie și de spațiu, celule goale, fiindcă eu dacă acum îi dau doar o foiță, nu fac nicio brânză cu ea, îi trebuie urgent celule goale și fac așa, îi pun aici o ramă goală, punem o ramă goală, dar asta e greu. Este greu. Așa, deci are foarte puțin puiet pe mijloc și în rest miere. Și știind că este un bun constructor, chiar așa micuț cum e el, fac așa, deci ramă goală și foiță. Așa, perfect. Acum așa voi face și în capătul opus. Și aici la fel are multă miere. Cuibul o să vină împrejmuit cu rame bune, goale. Așa. Iar aici, foiță, să vedeți, nu știu în câte zile va reuși această colonie să se extindă în așa fel încât să construiască acele foi. Așa, nu trebuie o diafragmă. Punem frumos diafragma și pentru a stimula creșterea de foițe, mai ales că are mult, cum să zic, are multă mâncare, mai
are aici niște mieră și ca să stimulez creșterea de foiță trebuie, adică nu neapărat, dar putem să descăpăcim o ramă cu miere veche. Așa. Și să vedem dacă are chef să construiască. Sau în cât timp va construi. Nu știu, habar nu. Rar dau eu foițe așa de vreme, așa timpuriu. La mine este timpuriu luna aprilie. Treaba începea de obicei așa în luna mai. Bun, cam atâta am vrut să vă arăt cum gestionez o astfel de situație, dar numai la reginele astea care sunt de miere. Nu prea sunt eu așa, adică nu prea îmi plac mie aceste regine așa tare. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!